Bună ziua și bine v-am găsit la partida dintre România și Liechtenstein. Este primul meci pe care naționala sub 19 ani al României îl joacă în această grupă de calificare. E prima fază din preliminariile pentru campionatul european de anul viitor. Prima intervenție așadar pentru portărița celor din Liechtenstein. Și intervenție din nou excelentă a acesteia. Cu sus s-a strigat și Andreea Savu la un pas de intercepție. Face acest lucru și se întreabă către partea pentru România. În minutul 13 al acestei partide, Marie Goldi din nou Cristea, intră Cristea în posesie. Îi pasează Andrei Savu, vine recentrarea acesteia. Depășit acolo portărul din Liechtenstein și face România în acest minut 16, 2-0. Maria Cristea, Yasmin Oatu, acum Brooklyn Menard și Alexia Nici este face 3-0 în minutul 20 al acestei partide. Profitând România, marca jucătoarea cu numărul 16. Under 19 și tras acolo în careu, da? Este lungul de la 11 metri. Să vedem, trage puternic Ioana Stancu și face 4-0 minutul 22. Se apela Lazar, pe trimite în careul advers și minge 5-0 pentru naționala României. Minutul 27 al acestei partide. O intervenție foarte bună. Andreea Savu își face bine mingea și din nou Yasmin Oatu. Totul a plecat de la Iulia Șova. Foarte frumoasă trecere a Ioanei Stancu, care majorează scorul la 6. Capitanul național român reușește să înscrie și din nou Stancu, trecere excelentă de trei adversare. Trece Ioana Stancu și face în acest minut 75-7-0 pentru România. Acest gol reușește. Gole și ea pe teren în acest moment. Ultimele minute ale partidei dintre România și Liechtenstein. România conduce cu 1-0. Minutul perfect făcut de Ioana Stancu. 4 goluri marcate de capitanul național. E tare important pentru România să câștige, să-și câștige toate meciurile din această grupă. La un pas de 9-0, Yasmin Oatu și iese în cele din urmă. Golul minunat trebuia să vină și pentru România. Se luptă pentru a reține mingea, menține balonul în interiorul spațiului de joc. Pe 6 metri minge pentru Iulia Șova și șută de la distanță. Ajuns în acest moment la 15 cornere și 9-0 pe tabelă. Niciun corner pentru naționala din Liechtenstein, niciun șut la pe spațiul porții. Acum facem 10-0. Reușită. Acceptează Suche, marcatoare și ea în partida de astăzi. Din nou Băcanu pentru Ioana Stancu, trimite până este gol, am avut senzația că a trimis pe lângă poartă 11-0 Liechtenstein. Și haideți să repetăm marcatoarele, dacă nu cumva mai ne spune că se întâmplă
La minutul 93 al acestei partide, România duce scorul la 12-0.